Salutare, prieteni! Prieteni, mama vrea să vă zică câteva cuvinte. Zi-mă, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat scandalul. Prieteni, am mers și eu puțin în oraș. Am văzut pe la biserică, că n-am unde să mă duc să-mi cer. Duminică și așa să face. Am zis, las Leonardo, hai cu mine. Nu. După aia nu vine să plec ca să nu las copilul cu patroana și cu Leo, zic că Leo nu e stare să aibă grijă de copil. I-am zis, stai cu copilul până vin. M-am vorbit cu Leo, chiar cu el. Da. Îl las copilul cu tine, mă duc până asta dimineață. Da, am vrut, am zis că vă duc, vă iau pacheul, iau lapte, cereale la copil, a cerut cremuș, i-am luat cremuș, când am venit totul bine. Până n-a venit ora. În sfârșit, a venit țiganii, au mai plecat, au mai servit acolo toată lumea, bucătarul cu tuna. M-am dus să umblu după butelie. Să fie butelie la deci lucrurile astea, prieteni, începând de dimineață, de la 8, de când a început ziua. M-am dus să-mi luat detergent de vasă. Mai mă apucai să spăl, mai adunai din salon. Din toate părțile să mă împart. A fost acolo că vorbește, a venit alții acum. Vorbește Olga, a venit Olga. Cum a venit Olga cu janta pe mână, a început să vorbească. Multe chestii. S-a luat cu cotonița. Nu m-am băgat. Am evitat. Închideam ușa la bucătărie ca să mai spăl din vase, să mai fac treabă, să nu mai aud, ca să nu vină scandalul, să nu-i fac lui Leo. Nie, da. Să nu vadă scandalul. Am evitat. Nu, n-ai cum, tot aia. Că să vrea să-mi pună mie, să mă adună lumea să jur, eu să aducă pupa să jur. Că eu, dacă am fost eu dreaptă, să jur, că de ce fac eu păi și cu cine am trăit eu și ce am făcut eu. Am răbdă, lasă. Până la urmă am ieșit afară. Păi până când ai treaba mea? Până când vorbești de mine? Până când? Nu mai știu. Tot ea din făișor aruncă în mine cu bere, cu știi. A aruncat și tine și de alte țigănci. Și n-ai are acolo. Numai bere în cap. Au fost și alte țigănci prieteni spălate pe cap cu bere pe acolo. După aia a venit patrona. Ce-a fost Colga? Cum mă bate cu Colga de fiecare dată și lasă așa de împăcăm. Mai vorbim după aia, nu se duci. Da. E că e nebună. A venit patrona peste mine la bucătărie. A, curvă! Că ai făcut așa, că ai trăit cu ăla, că ai trăit cu ăla, că așa. Să te jur tu că n-ai făcut tu nimica. A rămas scandalul, ei? Ioi. Dar ce-i cu mine? M-am dus acolo la masă până la urmă. Ea tot la masă stătea să mai bea. Ea beusă, deja era terminată cum a făcut-o ieri, a băut 3 sticle de vin. O singură femeie. Și-am dat un pic de capăt eu. A început să dea mine. Mi-a dat aici așa în frunte, nu mai realizez, pentru că atunci, în momentul ăla, da, eram disperată și vorbeam și la 112. Da. Și poliția 112, care a făcut legătura cu poliția Strehaia, a ascultat toate înjurăturile și toată bătaia în telefon, pentru că nu puteam să vorbesc din cauza gurii patroanei și înjurăturilor și loviturile care a dat în mine și cu coșul, cu pâinea, aruncat în mine cu toate. Ce a apucat? Pe scară, la bucătărie, peste mine, să intră peste mine, Leo cu telefonul în mână. Nu pot să mint că Dumnezeu e sus. Dar Dumnezeu face dreptate. Mie tot timpul mi-a făcut dreptate. Pentru că Dumnezeu nu lasă treburile așa. Niciodată, niciodată. N-am avut de gând să fac scandal. N-am avut de gând, n-am jignit pe nimeni. N-am vorbit nici de aia care a fugit niciodată. N-am jignit, a fost o doamnă. Am vorbit așa. N-am dat nume la persoane. Ea a vorbit de mine, a dat nume la multă lume, care toți lumea care aude numele lor a trebuit să ducă la poliție, să facă plângere. Persoanele care mi-a strigat mie pe ei. Și eu tot la fel. Să luăm toate imaginile din filmări, să ducem la poliție, mi-a zis cei de la poliție să duc să fac plângere și să mă duc la tribunal să-mi cer ordine de protecție din cauza lui patrona că e violentă și Olga. Nu am nimic cu Leo, să dea Dumnezeu sănătate. Nu a vorbit absolut nimic omul, pentru că nu realizează, e bun la urmă. Nu e prieten să știți că tata... Și nu trebuia scandalul ăsta lui Leo acum. Tata nu s-a băgat în scandal. Inauzată. Bine că n-au auzit multe. Deci tata nu a intervenit, prieteni. Și ce credeți, prieteni? Pe partea cealaltă, Olga, la poartă, venise cu poliția. Eu eram cu Olga, cu poliția la poartă. Stai să spun cum e. A venit poliția, eu ce am făcut? Deșteaptă ca să nu fac, să vadă Leo poliția, că-i speria de poliție. Bine, asta m-a făcut. Da. M-am dus la mine la poartă.
Am așteptat, a venit poliția. Tot m-am dus eu din ca să nu intre în curte. Să nu intre! M-am dus și l-am luat aici. Da. Am vorbit la mine la poartă frumos. Zicea, le-am povestit. Mihai Maria și cu Olga, mânjurături, bătăi, au aruncat în mine cu ce au apucat. Hai, du-ne la Olga și la Maria, acolo unde sunt ele, acum. Am zis, nu, eu nu fac așa ceva. Pentru că nu vreau să vadă Leo să se sperie, să pățească ceva. Nu sunt dușmănoasă, nu sunt de scandal, am evitat. Am chemat-o pe Luci, pe cumnată, mi-am trimis după ea, de a venit tot. S-au certat și cu ea. Da. Mi-au scos sufletul afară. Am evitat ieri scandalul, tot la fel cu oficial, a venit scandalul. Ea era contra să stea Norus aici ca să mă oftică pe mine. Ia o ținea pe aia. Am evitat, am zis să fie bine. Dar nici așa să fiu bătaie de joc. Am venit și eu de la biserică, am fost și eu... Da. 10-15 minute, când se termina, cu gândul să vin acasă, să nu zică că am plecat de acasă și am lăsat pe Leo și face ceva, aveam gândul că e cu patroana, în momentul ăla era doar cu patroana. Mă gândeam că se duce pe scară, vine în casă, da, și care și se lovește. Credeți că eu nu am avut grijă și noaptea să aud ușa, da, azi dimineață? Ele vroiau, toată lumea țiganii, să stau și să dorm și la eu în cameră, cât de târziu când am adunat masa. Să fi bătut să dorm acolo jos în cameră, poate t-am meritat și eu, nu trebuia să-mi fac și eu dușul. Lasă că știu prietenii ce gândire are țiganii ăștia. Din prima zi vreau să stau, să mă duc și jos pe covor, auzi, chiar așa meritam. Asta e respectul meu, tot ce am făcut. Îmi strigă patroana că fur curent, auzi, că mă bagă la pușcărie, că eu nu știu ce e pușcărie. Eu nu fur curent, eu plătesc. Plătesc, avem chitanțe, prietene. Plătesc toate facturile, care n-am plătit în viața lor. Eu m-am judecat și trag din cauza lor. Da. Ei n-au plătit curent niciodată. Ardeau curentul și nu plăteau. N-au plătit un cablu, un munet în casă să țină. Pentru că dădea patroana mâncarea numai pe bani, pe mâncare și pe băutură. Păi eu când am ieșit din arest prima dată în 2019, am umblat că nu aveam nici căldură în casă, nici curent. Am umblat să pun curent în casă. Era numai frig. Eu am tras dosarele pentru că au ars patroana și n-am plătit niciodată. Cât de multe becuri, cât de multe boilere în brize. Și eu ar trebui să vă judec. Ar trebui să îmi fac eșalonări, să mă rog la oameni ca să mă lase, că nu am alt venit, le spuneam așa în telefon acum de fel, îmi faceți eșalonări. Am un singur venit, care sunt pe 25, pe 25 vă plătesc, că nu am salariul de altul, ăsta am singurul și plătesc. Și m-am înțeles tot așa, sunam și vorbeam câte o oră. Bine, mamă, lăsăm curentul, că nu e problema asta. Nu, dar strigam eu, că să fac și o pușcărie, că nu știu ce înseamnă pușcăria. Lasă asta, că nu e vorba de pușcărie. Și zic... Că fur curenta, mă! Ia din casă, care am plătit tot timpul și am făcut de toate și am ținut-o. Și ce-a bătut joc de mine și a ținut-o. Și ce credeți, prieteni? Ăsta ai venit, un respect. Între timp, ca să vedeți Olga, a venit cu poliția de 3 ori la poartă. Și ce credeți? De 2 ori am încercat să evit, a 3-a oară a intrat cu poliția în curte peste noi. Și eu am adus poliția la mine, da, față, la poartă, să nu-i bag în... Dar, prieteni, ce credeți? Poliția, când a văzut poliția ce se întâmplă și ne-a întrebat pe toți, inclusiv pe vecini, pe cei de peste stradă, pe toți, ce credeți, prieteni? Poliția de la Strehaia i-a pus interdicție lui Olga să mai calce aici în curte. E bine. Deci a pus interdicție. Am zis, să vină! Au dat ordin și au tăiat proces verbal, precum că ei au ajuns la fața locului și au cerut lui Olga, pe da, cale verbală, scris, da, este scris, este scris, au făcut și proces verbal, așa, că Olga nu mai are ce căuta pe această proprietate. Am zis la poliție, domne, primii care au însoțit-o, de ce să nu vorbesc, bunică, să nu vorbesc, lasă-mă să vorbesc. La primii care i-au venit, domnilor. Nu am liniște. Prieteni. Faceți ceva să nu mai intre la mine în casă. Să nu, da, mai vorbească tare și să mă înjure și să sară la mine la bătaie. Da. Poate să vină la mama ei în casă. Poate să vină în curte. Nu am vorbea. Atât. Să nu mai intre la mine, da, în casă și să nu mai vină. Prieteni, bunica Mioara zice să nu vorbesc pentru că știe că Olga, ca să știți și voi de ce eu și Alin nu vorbim cu Olga. Bunica.
Dacă cumva ridicăm puțin tonul la Olga, Olga sună la 112 care are 112 frați și noi cum avem probleme, ne bagă la pușcărie, prieteni. De asta zice bunica Mioara să nu vorbim, să nu ne certăm cu Olga. Și cum a fost ea? Am zis o las aceea, că e bună să servească. Da, că mai dă un pahar în mână, o tavă, e bună. Că mănâncă și avea atâta mâncare. Am vrut să stea aici prezentă. Dar să nu mă jignească și să sară să aruncă în mine. Când eu am spus o vorbiță, ce tot ai cu mine? A început să arunce ea. Că nici nu mai realizez ce a fost acolo. Nu mai știu. Nu mai știu. Pentru că eu am fost și lovită, dar eu nu mai îmi dau seama că am fost prea mult agitație și nu mai știu. Că a aruncat în mine și patroana poate să vină de 10 ori peste mine în bucătărie și să-mi spună și să-mi spună și să-mi spună deci, și să-mi spună. Prieteni. Să mă freacă care nu mai am suflet în mine și nu mai pot să mai vorbesc și o pătăr. Tot în mine facă mâna la Dumnezeu. Faci odată dreptatea mea. Am fost sinceră, nu cum îmi spune curvă. Asta dacă era în locul meu, liberă. Nu m-am dus niciunde. Mi-am cumpărat ziua ce-mi trebuia ca să nu mai ies cu mașina, să stau acasă liniștită, să-mi fac treburile, să nu plec. Am fost liberă. Nu am făcut nimica. Dumnezeu știe adevărul meu. Doar ce mă rog la Dumnezeu să-mi dea putere, sănătate, să pot să am grijă de copiii mei și de cei mici. Atât am vrut de la Dumnezeu. Dar n-am avut liniște. N-am liniște. Trebuie, cum a zis Alin, să scăpăm de țiganii ăștia proști. Trebuie, cum a zis Alin. Am văzut vlogul lui Alin de-aseară. Alin are cea mai mare dreptate tot ce a zis. N-am venit și eu să mă rătăresc. Cea mai mare dreptate are Alin tot ce a zis. Spune, n-am venit și eu să mă rătăresc. Cea mai mare dreptate, Alin. N-am venit cu ursul să fac ce un grătar să-l cea vine. Mai mare dreptate n-am are Alin. N-am venit nici cu tata, el stă acolo și vede mâncărurile și grătarul și el n-am venit să mănâncă de cauza cu patroana că s-a cetat cu el. În mine cum era sufletul? Tot am zis, lasă să servim, să facem, să fie bine, că a venit leul la pușcărie, că a chinuit. Că a fost din spitale, un om de la pușcărie, ce mai ce? Deci să știți, prieteni, că tata nu a intervenit, ba din contra a deschis camera, tocmai ca să nu intervină, pentru că la fel ca și mine, la fel ca și Alin, noi nu putem, prieteni, să intervenim într-un scandal, mai ales cu oameni care sună la poliție din prima clipă. N-a vorbit, să nu vorbească. Nu a vorbit, n-a intervenit deloc. A evitat foarte complet. Foarte bine. În schimb, Olga... Îi mulțumesc. Da. Am pornit telefonul să vadă lumea fața adevărată lui patroana. În schimb... Păstrești tu nume la oameni care te duci și îți fac plângere la poliție și schide și cum. Bunică... Dai tu nume și strângi mie toate vorbele. Bunică, dar știi cine era polițistul ăla? Prietenul lui... Da. Asta-i... Când faci bine, când ești drept și ești curent, caz de prost. Mai bine să fie așa, să nu-ți pasă, să mă plin, să fi văzut de treaba mea. Nu! Mi-am bătut și eu de viață, mi-am singură. Am vrut să fie bine, am vrut să țin și eu casa cât de cât la pun. Să nu-mi bag în viață, că mi-a dat un Dumnezeu, mi-a lăsat un socru meu. De ce a prins lumânare un socru meu la biserică? De ce? Că am zis că mi-a lăsat casa, că eram pe drumuri, că n-aveam unde să dau capul, dacă n-aveam casa asta din cauza asta. Ia primul mânar lui că altceva n-aveam nimic gata, din partea lui patroana. Dacă mai plângi mult, nu mai, după aia oprim vlogul. De pe partea lui patroana. Dacă era de pe partea lui patroana, eram în stradă. Patroana nu-mi lăsa absolut nimic, are o dușmănie să mă vadă moartă. Că de ce mă vede în picioare, are dușmănie că mă vede în picioare, că pot să fac treabă, e invidioasă. Vrea să mă vadă moartă, să mă vadă la pământ. Eu nu am nimic în contră, n-am nimic cu Leo. Prieteni. Să-i ajută Dumnezeu ca să fie el bine. Știi ce vreau? Să aducă pe Dana în cameră să aibă grijă de el, dacă zice că nu am eu grijă. Să aduc, eu sunt de acord să stea cu ea în cameră și eu văd de copiii mei, de camerele mele. Păi atunci nu mai are patroana și Olga cum să se certe cu tine. Și ce ai făcut atunci? Da. Numai, ca să fie el bine, păi să am nu e patroana niște. Bine atunci. Eu prefer să aduc acasă, eu nu am cu femeia aia scata. Ar trebui să Dana, nu bine. Nu are niciun legătură cu Strehaga. Lasă pe Dana, că nu e Dana parte așa, în conflictul nu. Ăsta. Nu, ca să fie lui bine, vedeți ce suflet am. Ca să fie lui bine, poate să o aducă să stea cu ea. Nu, să nu mai zică prieteni, că nu o suferă. De astăzi, astăzi, mama, eu și Alin nu vorbim de patroana nimic, de Olga.
nu mai vorbim nimic de ei, să vedeți, prieteni, că nu noi căutăm conflict cu ei. Eu am deci, să fie bine. Vlogul ăsta, să știți, prieteni, este lămurire la ce s-a întâmplat, să știți partea adevărată cum s-a întâmplat. Că de la ce a pornit tot. Zici să o respect, că e femeie bătrână, dar n-ai cum, pentru că ea să vorbe de urâte care te ustură inima. Eu nu sunt nonă de aia de câteva ani. Sunt de la 12 ani. Ar trebui să fiu respectată, că mi-am mâncat ani mei, tinereța mea aici, am tereț. Și nu mi-am bătut joc de nimica. Pușcărie, m-am dat pe viață. Am vrut laudă de la patroană. Am vrut respect să nu vorbească de mine, dar nici să mă laudă. N-am vrut să mă laudă. De ce? N-am vrut să mă laudă. Lasă să vorbească ce are pe suflet. Ce? N-am vrut. Nu mai contează. N-am vrut să mă laudă. Am vrut respect. Să fiu la respect. Dă-te, Leonardo. Nu mai vreau în jurături și în curvă și toate alea. Când eu știu că așa nu e așa, de ce spui așa și scuțului și spui toate vorbele? De ce? Când ea mă iubește, poate să mă plăsteam, să zic un fel și fel. O să-i convină lui Alin că ce-i face lui Anca... Păi și ce poate să zică Sica Alin, că și Alin știe că dacă se ia cu ei în gură sună la poliție. Nu zic tocmai de aia. Nu are ce să facă. Îl plăsteam și pe Alin, la plăstumarea să te iau și pe Alin. Ce? Păi Alin a zis de ieri că nu-i mai primește niciun. O să-i mai primească Alin acolo cu el? La plăstuma patroana. Alin a zis că nu ține legătura decât cu tata. În schimb, cu patroana și cu Olga nu mai reușește discuta. Deci, prieteni, să știți că tata n-are nicio treabă în scandalul ăsta. N-are nimic, n-a scos o vorbiță. Îmi pare rău că am făcut scandalul, nu am făcut eu. Ele două, da. Ca să vadă el. Trebuia să stea liniștit, să se bucură. Așa, liniștit, să stă. Mă, n-am vrut nimic, n-am vrut. L-am lăsat liniștit cu Leonardo la masă afară. S-o pedepsați pe Dumnezeu de sus aia. Era cald. Când a venit Olga pe poartă, a venit necuratul. Ursule, până n-a fost Olga aici, n-a fost niciun scandal. Când a venit Olga cu janta pe mână, a venit necuratul pe mână. Are ceva în ea, ia cu patroana. Și ce credeți? Patroana zice otră, că e credincioasă. Niciodată, la vrăjeală, să vadă lumea că se duce la biserică. Te duci la biserică, te gândi la Dumnezeu, da, Doamne, putere, ajută-mă, Doamne. Dar nu să te laud, am zis că eu nu filmez la biserică niciodată, nu iau telefonul cu mine la asta acasă, da. La biserică, eu nu. Să mă laud. Sus, și ce credeți, a mai venit încă o dată Olga cu poliția și a intrat cu poliția în curte, a sunat la 112 că e scandal la noi în curte, ca să intre poliția peste noi în curte, de ce credeți? Ca să poată să-și aia geanta și telefonul. Da. Deci a venit, a sunat la 112, că este scandal, a așteptat la poartă și a intrat, când a intrat poliția în curte, a intrat și ea după ei ca să-și ia geanta și după aia le-a zis am venit să-mi iau geanta și telefonul și acum mă duceți și pe mine acasă. Le-a zis la poliție. Dar eu nu. Da. Eu am primat poliția, dar deci, eu am prieteni. La poarta mea, ne-am așteptat să nu vadă leu. Să nu vadă leu. Da, eu stă la poarta mea, am așteptat să nu vadă de a sunat să intre poliția în curte. Să duc de poliție, că a fost păzit la spitale. Mai merge în poliție. Eu n-am vrut așa. Patroana ia tachia, nu făcea scandal. Da, nu are porniri. Da. Olga o întărâtă. Olga o întărâtă. Dar patroana nu trebuia, ea trebuia să oprească pe fata ei. Să zică, taci Olga, eu dacă am copil, îmi iau așa. Eu răspund, da? Îl opresc. Fac ceva. Ca mamă. Dă-i puțin, tati, dă-te mai așa. O, dar ea și-a luat scandalul să sară la mine la bătaie să dea-n mine din cauza lui Olga. Să dea-n mine. Din cauza lui. Doar ce-am tras-o de urmă, le-am rupt ochii aia. N-ai rupt-o pe bine. Degeaba așa. Dar ea a dat, a aruncat în mine tatia cu de toate și ea a ajuns berea sticlele în capul oamenilor. Da. În capul lui Danca, bere și tot. Ce făcea? Beam foișor. Ea mai bea. Nu mai bea nimeni acolo și-au pus apă. Nu mai, dar Olga, în loc să ia tratamentul de nebuni. Tratamentul care le-a ia de obicei, știe cum se numește, nu dau denumire. Ea bea alcool. Bea. Și la mine când venea, cerea, dăm un pic de tărie. Ce-am făcut? Dacă e supărată, m-am dus și i-am deschis sticla care nu era începută, i-am dus în pahar, ia bea. Cafea când avea, mă-i dădea. Prieteni, de mâncare nu era vorba. Mi-a părut bine să stea pe curtea aceea. Mama până acum n-a apelat la poliție pentru că la fel ca și noi,
Și Olga are recidivă. Am vrut ieri, dar am zis să nu fac să vadă leu, scandal. Am vrut ieri, eram prea nervoasă. Problema este că și Olga are probleme și dacă îi făcea mama vreo plângere până acum, nu, prieteni, erau dar probleme, știi, mari. Știi ce mă sunau? Vorbeau cu mine, cu poliția care a făcut un 1-2 legătura la Strehaia. Mă întrebau dacă a fost internată la nebuni. A fost. Unde a fost internată detaliată? Nu pot să vă explic, că s-au dat un jurături de patroana. Așa țineam telefonul, poliția la telefon și patroana înjura. Și telefonul deschis. Nu pot să vă explic detalii unde a fost internată. A zis, doamnă, pentru că nici nu mai eram atentă. Mi se bătea inima. Vreți să vă trimit asta? Ambulanța. Ambulanța? Da. Nu știu ce să vă zic, dar trimiteți pe cineva, am zis. Trimiteți poliția, că nu mai pot. Nu pot să vă dau detalii, pentru că nu mai puteam. Nu mai puteam. A venit scandalul, am venit frumos. Au venit polițiștii destul de repede, prieteni. Au intervenit astăzi de 4 ori. Au venit destul de repede ăștia de la poliția Strehaia. Dar, prieteni, ce să facă și ei, că era scandal prost. Dice-mă. Ce să facă și polițiștii, cu cine pe cine să ții? Că vrea Olga să mă pune pe mine, o să-mi ridică mie. Da. Reamin. Pe când a venit, când a venit poliția și țipa Olga la poartă la polițiști, când a zis polițistul, de ce ați semnalat o urgență? Zice Olga că s-au futut țigâncile. Auzi, tot în mine lui. Da. Și atunci polițiștii au zis, păi tu vrei să te băgăm în mașină, să te ducem la secție, asta ți se pare ție urgență? Tot aia zice, mie și ea, care nu mai primește nimeni, toată lumea s-a tătură. Nu am văzut. Nu am știut absolut nimic. Am aflat imediat, am venit în pacient. Habar n-aveam că e scandal. Tu vezi pe ăla care e distrus. Dar din mai mă țin și eu pe picioare, mai am și eu probleme de la supărări, am trecut prin multe, nu mai sunt așa cum era. Tot încerc să am putere să pot să țin. Și tu dai parul, tot cu ăla dai cu parul, tot ăla, dai, frâni, bagi mâna, n-ai de tot să-i scoți ficatul inima din mine. Păi eu când mai pot? Eu nu ies de la mine din casă niciodată. Eu aici am mor. Cât o mai vrea Dumnezeu să țină casa asta, cât o mai vrea Dumnezeu să mă țină. Eu nu plâng de la mine niciodată. Pe el nu-l scot afară, niciun gând. Dacă vrea să aibă plăcerea să stea... Deci nu, prieteni, încă o dată, cu tata nu are nimeni nimic. N-am nimic cu el, n-am nimic. Dar nu ce forțează ele și vorbesc ele și... Fără. Și vorbesc fel și fel de vorbe și porcării mie. Femeie bătrână să-mi spună vorbe de ăștia murdare, vulgare. Unde ai mai văzut să vorbească o soacră la o oră de atâta ani? Nu m-a respectat niciodată. Nu am cerut un ban de la ea. N-am cerut de la ea bani, n-am avut pretenții la banii ei de la YouTube niciodată. Am zis, vezi că e eu. Minerală la rece sau de la dozator de din bucătărie? De la dozator din bucătărie. Cu ce te doare pe tine? Stai puțin, Leonardo. Atâta, prieten, că deja îi facem rău lui mama. M-a venit la și țigăncile, una zice așa, una așa, că de ce n-am dormit jos, după ce am intrat în zi. Țigăncile astea din oraș, toate prieteni, sunt niște nebune. Să dorm pe fresh, la leu în cameră, ca un câine, să dorm jos, că nu eram și obosă, să dorm și eu în patul meu. Fiecare femeie, fiecare om vrea liniște, vreau să stai relaxat un pic. Nu pot să vorbesc cu râi, prieteni, că sunt pe vlog, sunt și copii aici. M-am că la mentalitatea astea de țigănci, cum sunt astea din oraș, prea de tot. M-am dus azi dimineața, am făcut un pic curat în casă. Am făcut un pic. Și țiganii, bravo, Sică. Am făcut, am dat cu mătă un pic cu mocu, am zis că mai vin țigan la el. M-am dus în cameră acolo, i-am tras vioza, ca să-i mai pun boilerul, să fie apa mai fiertă, că trebuie să... Da. Nu dormea, era în pat. Stătea liniștit. Nu am văzut, era și copilul acolo, a ieșit afară. Nu, n-avea de gând să iasă afară. Vreau să stea în pat liniștit, până pe la 90. Da. Când a venit pata la ciotor, ea știa acolo la început, ce-a văzut, a luat și pe copil și el și-a venit afară. Da. Ea l-a scos afară din cameră, nu l-a mai lăsat să stea în pat. Azi a venit de la pușcă, i-am făcut frumos, i-am pus și eu prosop, i-am pus și eu gel de duș. Da. A făcut tur sub becul la baie, că nu merge curentul jumătate. Scoate de pe bine. Am zis să aibă bec. Aveam de gând să sun la electrician, să aduc cum să facă bec sus, să nu mai fie firul peste ușă, ca să-i stea ușa crăpată să vină curent. Ce pot să fac mai mult? Ce mai fac? Am făcut cât am putut eu, cât puterea
o femeie, cât putere să au o femeie? Exact, cât de mâine are o femeie? Cât? Prieteni. Eu n-am avut un bărbat. Eu am fost singură. Eu n-am fost întreținută de bărbat să mai fiu cu bărbat. Eu am stat singură. Mi-am mâncat amară. Dar și femeie cu bărbat. Și femeie. Nu am fost ajutată cum am venit țigăcile și spuneam, a avut bărbat lângă ele, au făcut împreună. Bărbatul lor s-a ocupat de a plăti, i-au făcut. La mine nu a fost așa. Eu m-am chinuit, eu m-am zbătut și mi-a ajutat Dumnezeu, datorită vouă. Vă mulțumim mult! Atâta, prieteni!